Este ce îmi place mie cel mai mult să țin acest microfon. Doamne, seara bună și mă bucur că sunt aici lângă dumneavoastră. Aș prefera ca să scurtez, să-mi spuneți Iuliana și eu să vorbesc cu voi. Dacă sunteți de acord, cine este împotrivă, poate să ridice o mână. Am emoții de fiecare dată, chiar și când am unul la unul, am emoții când văd în fața mea un suflet, pentru că iubesc oamenii. Dar mă întreba cineva cum adică iubești oamenii. Chiar poți să iubești așa pe toți? Ziua ipocrită nu pot să fiu, dar iubesc pentru ceea ce sunt ei, nu pentru ceea ce aleg să manifest. Învățăm cu toții și atunci, pentru ceea ce e înăuntru fiecăruia dintre noi, da, sunt recunoscătoare și vă mulțumesc că sunteți aici. Bună! Fizicând cu mine ce are? Băiatul s-a rușinat deja. Bună! Super tare! Hai că voi sunteți cei care duceți mai departe. Da, emoțiile mi se simt, dar vă garantez că sunt din tot sufletul, nu am altele decât emoția întâlnirii. Am venit direct din București, am stat 4 ore jumătate în București-Brașov, cred că, nu știu, elicopter, trebuie ceva, am bănuit și mă gândeam ce să vorbesc eu cu oameni, ce să le spun eu oamenilor. Și atunci mi-a zis, păi nu știu, ia, vezi, ce au de spus. Hai să vorbim împreună. Pentru că m-a întrebat Mihai tema. Mulțumesc, Mihai, pentru invitație și vreau să felicit acest tip de evenimente pe care tu ai început să le faci și îți doresc din toată inima mult, nu succes, baftă, nu așa se zice acum, multă baftă, pentru că oamenii chiar au nevoie. Am spus că tema este omul, deci n-am voie să mă mișc prea mult din cadru, nu? Da, puteți pot? Da? Am zis că vorbim despre omul co-creator al propriei realități. Și atunci am zis așa, ca o dovadă a faptului că suntem co-creatori ai propriei noastre realități, este inclusiv acest eveniment. De ce? Pentru că eu îmi doresc foarte mult ca oamenii să aibă acces, altfel nu au cum să cunoască, decât având acces la oameni care au curaj să spună lucruri dincolo de aparență, să arate laturile noastre subtile, ca să nu le spunem ascunse, pentru că omul este mai mult decât ce se vede. Și atunci, dacă noi suntem mai mult decât ceea ce vedem, oarecum reușim să ne creăm, această realitate? Volumele, primul volum, Secretele întregii vieți, l-am scris după aproape 14 ani de la prima revelație pe care am avut, când așa necăjită și supărată și așa cum suntem toți la un moment dat în viața noastră, a venit acea revelație și am înțeles că depinde și de noi cum arată și cum deslușim ecuația vieții noastre. Dar pentru asta, în primul și în primul rând, trebuie să dăm jos față de noi înșine o mască, trebuie să dăm jos zidul, trebuie să ne acceptăm, să ne vedem așa cum suntem, să depășim acea barieră de fapt nici nu e barieră, e ca un zid, este ca un zid ca atunci când stau așa și mă închid, mulțumesc, pentru că nu-mi dau voie nici să văd în celălalt ceva și să-mi arate, pentru că eu, uitându-mă în ochii fiecăruia dintre oamenii pe care îi întâlnesc, eu de fapt mă văd pe mine. Vi s-a întâmplat vreodată să vă uitați în ochii cuiva și să aveți senzația că nu mai vedeți persoana respectivă și este ca o oglindă? E ca și cum mă văd pe mine. Uneori stăteam și mă gândeam, zic, parcă simt că văd și cum îmi stă părul. Adică o senzație atât de puternică de trecerea barierei, încât am zis, înseamnă că este real. Adică, când trăiești ceva, oricine ar veni să-ți spună altceva, nu ai cum să accepți. Zici, poate, poate.
Și de aceea am venit mai mult să vă transmit din devoțiunea, ca să mă exprim așa, din dorința profundă a sufletului meu, să vă întâlniți sufletele, să vă întâlniți interioarele, să aveți puterea să treceți peste ceea ce credeți că nu vă lasă să aveți o viață așa cum mă. Știți, până și dicționarul, cred că trebuie un pic completat în lumea asta a noilor descoperiri. Să mă văd, să-mi dau voie să am viața pe care mi-o doresc. Uneori am primit întrebări pentru că am urmărit comentariile după cărți, după lansarea cărților și am avut timp câțiva anișori să văd comentariile oamenilor și spun, dar cum? O întrebare la care cum adică sunt prezent în viața mea? Cu ce? Că eu vreau o viață frumoasă. Eu nu vreau să mă îmbolnăvesc, eu vreau să am tot ce-mi trebuie, eu vreau o familie reușită. Și atunci mi-am dat seama că e nevoie ca fiecare om, fiecare sufletel care se autodescoperă, care reușește să pătrundă în inima lui, să afle câte ceva plus față de cel de lângă noi, să-l împărtășească. Pentru că doar împreună putem să trecem peste aceste blocaje, doar împreună putem să trecem peste aceste ziduri care fac ca această omenire să avem senzația că este, nu știu, în cădere, că lumea e rea, că lumea e junglă, că da, așa este, așa o fi. Sunt aspecte și aspecte. Deci am venit să vă împărtășesc această dorință mea din tot sufletul, să vă căutați tot ce este mai puternic și mai frumos în fiecare. Și în cei de lângă dumneavoastră. Voi. Am uitat ce am zis. Da? Acum eu aș merge și mi-aș dori să fie o interacțiune între noi, dacă sunteți de acord. Sau, cum, nu știu, să fie o întrebare, să fie o experiență pe care ați avut-o, să vedem ce aspecte din viața noastră, că cu siguranță, dacă stăm câteva minute și ne conectăm cu noi înșine, de aici o să iasă câteva puncte comune, câteva probleme pe care majoritatea nu le putem depăși, comune. Pentru că eu am observat așa, în momentul în care fiecare dintre noi are o poveste de viață. De fapt, ducându-mă din poveste în poveste și fiind martora mai multor povești de viață, am observat că rădăcina e aceeași. Doar că le manifestăm diferit. De aceea acest tip de eveniment este foarte bun, pentru că te ajută să vezi orice fel de terapie alternativă, orice fel de nouă metodă descoperită care se duce dincolo de planul fizic și te forțează un pic să intri în planurile subtile ale existenței, sunt niște instrumente perfecte ca să vedem că noi chiar suntem mai mult de atât și chiar putem să schimbăm ceva. Da, ne trebuie răbdare. Ne trebuie deschidere. Și ne trebuie cel mai tare dorința de a o face profund. După foarte multe ședințe, ca să zic așa, consilieri cu oamenii care îmi vin, care majoritatea sunt tineri, tineri în sensul necopție, glumesc. Permanent apare această dorință de a înțelege din profunzimea lucrurilor. Bun, sunt gelos sau nu reușesc să am jobul care îmi trebuie sau sunt anul 3 la facultate, vreau să plec de acolo, că nu mă regăsesc, ce fac, că mă omoară mama după ce mi-a dat 3 ani de zile bani să rămân și să continui studiile, ce mă fac? Și atunci am zis, bine, dar tu în interiorul tău ce simți? Păi eu simt să fac aia, eu simt să fac asta, eu simt să fac asta. Și zic, păi și ce te oprește? Păi nu am curajul să o spun.
Deci, momentul în care simți că primești un impuls interior, chiar dacă lumea înconjurătoare, exteriorul, vine și îți demonstrează oarecum pas cu pas că nu merge chiar cum ți-ai dorit tu, merită încercat. Merită făcut primul pas. Pentru că doar așa ne dăm seama câtă putere avem în noi, prin ce credeți, printr-o simplă alegere. Printr-o simplă alegere, printr-o simplă dorință profundă. Mă, chiar vreau, chiar simt lucrul ăsta. Vreți să facem un exercițiu mic? Vreți să vă uitați la vecinul în ochi? Și cine are ochelari, nu trebuie să vadă prin ochelari. Îi dă jos. Doar puțin, nu contează. Lăsați expresia ochilor, lăsați zidurile să cadă un pic. N-aveți partener? Eu sunt aici. Uite, întoarce-te în spate, sau aveți parteneri. Găsim parteneri de lucru. Uitați-vă un pic ochii în ochi. Fiți atenți la primele gânduri. Încercați să nu comunicați chiar dacă vă cunoașteți. Doar să vă priviți. Fiți atenți la primele gânduri care apar. Ce-o fi bun și asta? Nu vorbiți, mai ales ale mele. Iubitele mele. Fiți foarte atenți la gânduri. O să vedeți cât de important este acest exercițiu. Vedeți ce vine prima dată? Și-o fi dat bine cu rime, la bunul dor, la ochi. Nu rămâneți fără partener de privit în ochi, că e păcat. Amalia, avem mai... Eu mă uitam în ochii mei. Hai să ne uităm în ochii tăi prin prezența. Vino aici, în primul rând, te rog. Și uite, avem aici un suflețel care vrea să se privească în ochi cu tine. Da. Acum nu știu dacă vrea, dar nu are încotro cu soră. Biată de ea. Și zic, ce aveți mă cu mine? Super! Bravo! Priviți, nu lăsați prejudecățile. Observați câte prejudecăți vin. Închideți o secundă ochii acum și spuneți doar atât. Îmi dau voie, permit sufletului să-mi vorbească așa cum sunt eu pregătită să aflu și să-mi arate prin trăirea sufletului, nu prin percepția mea conștientă, arată-mi suflet oglindirea în celălalt. Și deschideți din nou ochii, dar de data asta priviți cu inima. Se poate. Inima. Lăsați sufletul să vă transmită. Dați-i voi. Un singur lucru vreau să vă rog. Fiți vigilenți și să vedeți cât de repede apare un gând care disturbă această conexiune. Ce diferență este între mine și cel din fața mea? Spuneți-i celuilalt ce diferență este între noi. În afară de statut social, job,
Ce diferențe mai sunt? Sex sau mai știu eu ce? Gen? Vorbiți un pic și împărtășiți-vă. Ce diferență este între noi din această perspectivă? Vorbiți, împărtășiți. Nu contează că nu vă cunoașteți sau că vă cunoașteți. Depășiți-vă teama de a primi noi pe celălalt. Depășiți-vă programul de blocajul emoțional. Vorbiți, împărtășiți. Ok, ne oprim acum. Ne oprim. Închidem din nou ochișorii. Știți de ce se închid ochii? Ca să nu ne disturbe exteriorul, să putem să intrăm în interiorul nostru. Puțin. Închidem din nou ochișorii și rememorăm această conexiune devenind conștienți de gândurile primele care au fost și care nu v-au plăcut. Lăsați acele gânduri și trăiri inițiale. Treceți-vă prin fața conștiinței obișnuite. Și poate reușiți să găsiți o prejudecată sau o judecată pe care ați făcut-o involuntar. Absolut involuntar. Când simțiți că sunteți gata, puteți deschide ușor ochii. Ați găsit gânduri care au venit de judecată? Câți ați găsit gânduri? Cine recunoaște că a găsit gânduri de judecată? Credeți-mă că au venit involuntare. Da? Nu ne dăm seama, nu o facem cu răutate. Pur și simplu, sistemul nostru de gândire este obișnuit în păstrarea distanței. Nu mă apropii. E un pericol undeva. De ce? De ce credeți? Din cauza ce? Suferințe? Dezamăgiri? Programe. Da. Programe. Deci dintr-o frică. Și atunci, cum ne creăm noi realitatea de zi cu zi? Din ce energie? A fricii. A judecății. Da? Nu judeca ca să nu fi judecat. De ce? Pentru că eu uitându-mă în ochii celuilalt, noi aici, există o vorbă, da? În spiritualitate, ce urmărim noi de fapt? Care este drumul nostru? Cunoaște-te pe tine însuți. Da? Totul este un, noi suntem una. Totul este una, nu există separare. Da? Este cel mai înălțător moment pe care îl poate atinge un om. Atunci când își dă seama că nu este separat, că nu este singur, ci că de fapt suntem un, ziceți, un mare, un mare spirit, un mare Dumnezeu, un mare ce vreți, spuneți-i cum doriți, care se manifestă individual prin fiecare. De ce? Pentru că ceea ce am eu, tu nu ai. Tu nu ai.
tu nu ai. Dar ceea ce eu n-am, ai tu. Și atunci noi venim, suntem unici. Faptul că noi nu avem încredere pentru că nu ne cunoaștem această unicitate, nu ne cunoaștem aceste daruri ascunse în sufletele noastre, ne dau senzația de dorință de a fi special. Dorința de a face lucruri altfel, prin comparație mai mult. Fac așa, că așa am făcut nu știu care și... Nu se aude așa? Nu, că mă certă camera. Cum vreți, oră și oră și da? Și atunci apare această iluzie a separării între noi. Și atunci noi ce manifestăm? Din ce energie ne creăm ziua? Ce faceți dimineața când vă treziți primul lucru? Nu cu indiscreție, ca și sistem de gândire. Mă gândesc la ce urmează să fac în ziua respectivă. Deci primul gând, de unde a venit? Din viața? De zi cu zi, da? Da. Ia. Tu ce faci dimineața când te trezești prima dată? Hai, da. Toată ziua ce faci după aia? Stau la televizor. Mă uit la filme, la desene, da? Asta se întâmplă în momentul în care primul gând, când... Ce facem noi noaptea, de fapt? Deci așa că eu sunt prin învăluire, mă aduceți înapoi dacă mă pierdeți, vă rog eu frumos, că eu vreau să spun multe. Ce face omul noaptea? Ați vrut să spuneți ce faceți prima dată dimineața, nu? Ați șerut. Și ne va mă căpăra cărții. Nu ne aștept. Urmează. Dimineața am observat că în momentul când sunt plină de recunoștință pentru ziua care vine, merge mult mai bine. Adică mă programez pe ziua care tocmai o încep. Super. Și nu vine niciun gând altul. De bucurie, pentru... nu, altfel nu. Doamne, să ne dai și nouă rețetă, așa rapid. Da? Care-i primul gând dimineața? Eu încep cu o pauză. Asta încep pentru că îmi dau seama că m-am trezit și pentru că destul de mult din timpul zilei am atenția la mine, dimineața încep cu o pauză. Ca să fiu sigur că după pauză încep cu atenția la mine. Pentru că ce se întâmplă dimineața? Ce facem noi noaptea? Cine călătorește? Sufletul. Conștiința. Conștiința care se manifestă prin eu. Eu-l călătorește. Da? Să știți că aceste cărți vor fi completate cu noi descoperiri, că și eu descoper un adevăr scris, sunt o carte scrisă la un moment dat, e ca un studiu științific. Știți ce să spune? Aveam un profesor la a doua facultate pe care am făcut-o, care ce spunea? Zice așa, studiu științific, niciodată să nu-l iei pe la de azi valabil pentru totdeauna, pentru că peste 2 ore este posibil să nu mai fie valabil. Și atunci el trebuie tot timpul... Exact. Eu-ul nostru călătorește, da? Conștiința de sine. Prin intermediul sufletului. Bine, sufletul. Sufletul călătorește. Bun. De ce călătorește sufletul? De ce? Păi și nu poate să plece cu noi, cu tot? De ce călătorești? Adică de ce din starea de veghe pe care o avem, omul are nevoie de somn? Ca să nu-și mai bage mintea. Ca sufletul să se poată întoarce unde? La sursă. La sursă. Să se încarce bateria. Trebuie să se încarce bateria. Un om care nu doarme nu știu câte nopți. Nu ne trebuie. Ne trebuie să plecăm de tot.
După patru nopți nedormite, cred că începem deja să simțim și lumile subtile, și existente și inexistente. De acord, nu? Când ne întoarcem însă dimineața, da? Sufletul ce face? El călătorește în dimensiuni până în sursă. Pentru că aici am descoperit două chestii foarte importante. Așa cum trupul fizic este supus căror legi? Corpul fizic. Legilor naturii, da? Științele naturiste, naturaliste, materiale, științele noastre de zi cu zi, da? Ne arată și ne demonstrează anumite procese existente în corp și ne ajută să înțelegem cât de cât ce din corp. Ce ne explică știința? Niște efecte. Pentru că știința, ce facem? Noi știm să explicăm când să mișcăm mâna? Cine o mișcă? Sistemul nervos, nu? Cineva dă comandă, da? E, de ce vreau să ajung aici? Poate ca să facem o paralelă cât de cât. Noi în vis călătorim în lumea forțelor care dau comandă mișcării și creierului să miște mâna. Înțelegeți ce vreau să zic? Aia este lumea, adică lumea emoțională, lumea mentală. Așa cum corpul fizic este supus unor legi naturale, corpurile subtile sunt supuse oare legilor, dimensiunilor unde se duc? Credeți că e posibil? Adică corpul astral, pentru că îi se spune astral, pentru că este în conexiune cu astrele, corpul astral, a auzit toată lumea de corp astral? Corpul astral este de fapt ce spunem noi, mai pe aici, mai prin vest, prin Occident, da? Ce corp este astralul? Sinele superior. Nu? Emoțional. Corpul. Iubita. Sinele superior este eul din conștiința asta, care a ajuns la un alt nivel în conștiința superioară, care urmează să se întoarcă la cel, la eul lui divin. La spiritul, la scânteia care e. Asta e noțiunea de eu. Dar corpul astral este corpul emoțional. Acolo unde sunt toate ce? Dorințele, fanteziile, împlinirile, neîmplinirile noastre. Mai ziceți, ajutați-mă. Tot ce înseamnă emoție, tot ce înseamnă gânduri din viața de zi cu zi, se duc în acest corp. Da? Așa călătorește eul, sufletul nostru, călătorește cu corpul lui astral. Și acolo de ce credeți că dă? De tot ce am vorbit mai devreme, tot ce am enumărat, toate experiențele. Dar, evident că el, ajungând într-o zonă a emoționalului, are și o altă întâlnire, mă rog, o altă reprezentare. Acolo sunt niște legi, presupun, astrale, nu? Sunt niște legi la care se supune sufletul în momentul în care a ajuns în dimensiunea respectivă, da? A emoțiilor noastre. El, ideea sufletului care e să se întoarcă în sursă. Ar fi aberant să ne apucăm noi acum să facem filozofia cum ajunge și care o fi sursa și ce ia de acolo. În schimb, ăla este terenul spiritual. Deci terenul sufletului al sufletului, sufletul înseamnă simțire, da? Emoție. Terenul spiritual, credeți că îl cunoaștem? Probabil după ce morim. Este singura conexiune. Ulterior venim o viață înapoi și... Cea mai importantă acolo e viața dintre vieți. Da? Ce sperie pe om noaptea? Am citit un... Frica de moarte. Frica de a muri. Știți ce sperie? Am trăit eu pe pielea mea. Mă sperie ceea ce văd în viața de după această viață. Mă sperie ceea ce am făcut și nu trebuia și știam că nu pot, că nu trebuie să fac. Mă sperie ceea ce aș fi putut să fac și n-am făcut, ceea ce aș fi putut iubi și n-am iubit, ceea ce aș fi putut ierta și n-am făcut-o. Aia mă sperie. Mă sperie partea aia din noi de lipsă de integritate. Integritate interioară. Nu vorbim aici de, da? Vorbim de lucruri subtile, lucruri... E, toate astea ne creează viața de zi cu zi.
toate gândurile noastre, toate emoțiile, modul în care dormim, modul în care ne întoarcem din călătoria sufletului. Și de aceea dimineața primul lucru pe care îl facem, luăm o pauză. Respir, deschid geamul și spun, m-am întors. Credeți că e obligatoriu să ne întoarcem și corpul să fie în regulă? Oare poți să nu te mai întorci? Categorică da. Da? Ce este corpul? Este vehiculul sufletului, instrumentului. E mai mult decât vehicul, este instrumentul prin care sufletul percepe, prin care sufletul își ia experiențele de care are nevoie, bune sau rele. Cine spune că e bun sau rău? Noi, din ce perspectivă? Din ce am trecut și noi în viața asta? Că la școală, efectiv din ce am trecut în viața de zi cu zi. Dar pentru suflet credeți că el zice, asta nu e bună, o dau la o parte. De ce? Nu-i pasă, între ghilimele. El își vrea experiența ca să ce? Ca să devină integru, să crească. Da? Am citit un pasaj foarte frumos. Ce înseamnă evoluție spirituală? Ce înseamnă evoluția omului și ce înseamnă involuție? Involuția, nu știu să reproducă, nu rețin niciodată. Eu, la mine cuvintele sunt doar declanșatoare, așa că un citat întreg nu sunt în stare să vi-l dau ca la carte. Dar ideea este următoarea. Involuția este ceea ce a pus Spiritul în noi, Dumnezeu, da? Nu ne lovim de termeni, iar evoluția este ceea ce oferi tu lumii. Noi am primit. Și primim în fiecare secundă. Noi alegem dacă ne deschidem sau nu, dacă ne supărăm sau nu, dacă jignim sau nu, dacă ne bucurăm sau nu. Că Dumnezeu pune acolo ce a făcut El acolo, că nu mai știe ce proiect e omul. Da? Glumesc. Da? Evoluția însă este ceea ce noi am primit cât de mult dăruim lumii. Cât de mult suntem dispuși să dăruim lumii? O realitate creată așa cum ne dorim ca minte, ca suflet, ca spirit, este o realitate bazată pe o idee care înalță prezența umană. De ce suntem aici toți? Ce facem noi toți aici? Cei care suntem ca și oameni, da, evoluăm. Adică ce facem? Oferim. Ce oferim? Experiență. Voi stați acolo ca să ce? Ca să stați după, zăpăciți ca mine, să alergați după. Da? Și, da, da. De ce? Pentru că prin acel instrument află și alți oameni. Da? O terapie alternativă. Ce face omul acolo? Îți arată că funcționează, nu știu, craniu sacrala, fiecare ce are. Eu sunt aici să vă împărtășesc. Judecata aparține fiecărui. Da? Deci ce facem noi, de fapt? Servim. Noi servim în permanență pe celălalt. Servim. Că există și un schimb, există. Nu mă duc la doctor, trebuie să plătesc. Mă duc la, nu știu, spuneți-mi, oriunde. Există un schimb, da? Dar primul lucru pentru care fac acel ceva ar trebui să fie unul, că îmi place și mi-e drag ceea ce fac, da? Doi, știu că ceea ce fac aduce un plus umanității și trei, da, avem nevoie și de ceva la punguță, că na, facturi vine. Facturi vin la toată lumea. Am să spun altceva, realizez. Îmi cer scuze, sunt scriitoare. Da? Facturile vin, mâncare avem toți nevoie să ne hrănim. Și așa mai departe. Deci să servim. Eu vă împărtășesc trei puncte extrem de importante și dacă le puneți în practică dimineața după pauză, da? Vă creați ziua în virtutea acestei energii, vă las numărul meu de telefon, dar dacă faceți chestia asta în fiecare zi cu
toată ființa, în 6 luni de zile, toată lumea își schimbă viața de aici. Am zis și eu 6 luni, așa mi-a venit, nu știu cine mi-a șoptit. Depinde de fiecare. Oare are sens ceea ce vreau să vă transmit? Ajunge cum trebuie? Da. Super. Mai facem un exercițiu. Gândiți-vă la ceva. Fiți foarte atenți în momentul ăsta la ce v-a zburat gândul. N-aveți cum să nu vă surprindeți. Că bărbatul, copilul, afacerea, nu știu, vin toate. Organizarea, vin multe peste noi, da? V-ați surprins toate gândurile? Deci unde este mintea? Acolo unde... Da? Sufletul unde e? Ce-ar vrea el să facă? E aici, pentru că vrea să cunoască. E într-un mediu, da? Și trupul e aici. Dar suntem noi centrați cap-coadă? Nu. De ce? Pentru că o parte din energia noastră, cea mai mare parte din energie, o pierdem prin gânduri. Și zboară. Și este... Imaginați-vă că ceva... Imaginați-vă ca o lumină pe care o conțineți, care începe să se, în loc să se focuseze și să cuprindă întreaga ființă ca să pot să o pun în viața mea de zi cu zi, ea ce face? Se împrăștie în multe raze, da? Prin fiecare gând. Și acum, sincer, sunt oare și raze întunecate pe acolo? Sunt. M-a supărat cineva, da? M-a, nu știu, sunt suferindă, sunt... Toți avem câte ceva. Nu se poate. Și mai facem un exercițiu. Luați-vă toate aceste gânduri, închidem ochii și extrageți din toate gândurile unul singur. Ce vreți să schimbați în momentul ăsta? Ce vreți să vi se ia din povară? Un singur gând. Vă rog să nu ziceți, nu se poate. Credeți-mă că se poate. Ce fel de gând e? Doar mă întreb. Ce fel de gând e? Îl observ. Indiferent dacă e pozitiv sau negativ, între ghilimele, observați ce simțiți când apare gândul acela. Ce simt? Ce sentiment pun acolo? Cât rezist să mă gândesc doar și să observ doar la acel gând? Cât durează până vin și celelalte infinități de gânduri? Cât de mult pot să rămân focusat pe un gând? Dacă starea nu este bună, conform legilor universului nostru material, există polaritatea. Dacă gândul meu este negativ sau starea mea este negativă, repet, în sensul în care nu-mi face mie bine, da? Dacă există legea polarității, înseamnă că eu pot să mă focusez și pe partea pozitivă a acelui gând, de acord? Hai să facem asta. Cel mai pozitiv lucru, cel mai pozitiv gând pe care vreți, pe care... Gândiți-vă la acest gând ca la o sămânță. Luați-o în serios. E o sămânță. În regulă, cine cască, e ok. O sămânță. Această sămânță urmează să devină o realitate. Câtă încredere observați în sinele meu, câtă încredere văd în mine că acel gând chiar poate fi sămânța unei realități în viața mea. Apare cumva monstru îndoielii? Vreun tentacul de caracatiță? Dar știi că eu văd îndoiala ca pe o caracatiță așa care își ia un tentacul, îl bagă pe celălalt. Pe unde? Pe nișe.
pe neîncredere, pe spărturile, pe părerile noastre despre noi înșine. Ceea ce discutăm aici este o muncă interioară. Evident că trebuie să fiu vigilent în lumea exterioară. Nu pot chiar să iau pe toată lumea în brațe să zic, a, bine ai venit. Poți să-mi dai un pumn dacă vrei. Nu. Nu asta spun. Dar atitudinea interioară trebuie să fie permanent de încredere. Atitudinea față de mine și de viață. Asta dă o stare de sănătate perfectă. Atitudinea reală. Cât de sincer sunt cu mine. Cât de sincer sunt cu mine. Cât pot să-mi observ și bunele și relele. Cât de repede arunc vina pe exterior. Toți o facem, să nu credeți că cineva e mai braz decât celălalt. Lăsați-le. Cățcați cu încredere. Că ne apucă pe toți imediat. Unde e gândul? Mai e gândul pe care, la care pe care l-ați scos și v-ați focusat asupra lui? Cine a putut să-l păstreze? Bun. Vă plac gândurile pe care le-ați ales? Atunci puneți-le în sol fertil. Ce este solul fertil? Le udăm dimineața. Cum le udăm dimineața? Dacă eu mă trezesc speriat, nici nu am intrat bine în corp, sufletul nici nu face bine contact cu tot corpul. Nu vi s-a întâmplat să vă treziți așa și să simțiți că n-a ajuns pe la picioare, că nu pot mișca mâini, picioare? Vi s-a întâmplat? Și zicea, stai că parcă sunt amețit, n-am... Bietul gând. Ce forță să aibă când în jur egregorul este plin de gânduri de care? De teamă, de frică, da? Și atunci, noi avem două variante. Să lăsăm toate aceste gânduri, toată această amețeală care există în jurul nostru, să ne conducă viața? Sau să zicem, stop, de aici înainte eu învăț și știu că pot să-mi preiau fruiele propriei vieții. Nu contează dacă am 10 ani, 11 ani sau 80 de ani. Sau peste 100. Chiar nu contează. Știți cât trebuie, cât ne-ar trebui să ne... O secundă. Într-o secundă se poate schimba tot. Acum nu stăm să ne agățăm de secunda aia. Dar știu în sufletul meu că se poate. Indiferent cine ce mi-a spus, eu în sufletul meu, dar asta apare ca putere abia după ce este testat. Să nu fie seară să adormim cu un gând negativ. După apusul soarelui nu mai există gânduri negative. Există doar eu, viața, eu-ul acela, da? Nu eu într-o manieră pur egoistă. Eu-ul meu, da? Sufletul meu. Și ce mai există? Fiecare în ce crede. Da? Întrebări? Aveți întrebări? Haideți, ajutați-mă, că eu vreau să zic multe. Vă rog! Ce se întâmplă când ne trezim noaptea și ca și cum călătoria aceasta... Se întrerupe brusc. Când mă trezesc brusc, da, este. De ce? Excluzând cauzele exterioare, a picat ceva, ne-a atras atenția, bușita, așa. Observați câte gânduri care vă macină și de cât timp vă macină, adormiți cu câte adormiți noapte.
Mai există o explicație pe care vă împărtășesc din ceea ce am citit și m-am documentat. În momentul în care sufletul este în pericol în lumile celelalte, adică întâlnește ceva de care se sperie, cum ar fi un monstru. De ce se sperie copiii de monștri? Fie că văd, da? Fie noi oamenii, de ce ne speriem? Ce sunt monștri? Din ce sunt formați? Sunt reprezentări ale fricilor. Da? Un monstru este reprezentarea tuturor fricilor mele. Că mi-e frică, nu știu, de munte, că mi-e frică de înălțime, nu de munte. De ce mi-o fi mie frică acolo? Ele se... E, în momentul în care sufletul aduce în fața conștiinței, da? Acea trecere, ca să zic așa, atunci apare aducerea imediată în corp. Apare acel... ca o trezire din coșmar. Cei care se ocupă și, mă rog, literatura de specialitate și filozofia, mari filozofi, și vă recomand celor care vă doriți să aflați foarte multe lucruri, să studiați teoriile rozicruciene, ezoterismele creștin, căutările gnostice, tot ce înseamnă teoriile hinduse vechi, da? De la vechi înțelepții rishi. Deci, alea trebuie căutate și vedeți că sunt niște puncte comune acolo. E, în această literatură sunt explicate foarte frumos toate stările necesare pe care noi nu am putea să le prindem într-o conferință pentru că nu avem nici noțiunile necesare ca să înțelegem un proces de eliberare a sufletului în timpul nopții, de călătorie. Deci vă recomand să citiți, sunt fascinante, dar să le și experimentați. Cât un pic. Apropo de vise, de ce uneori nu ne amintim? De cele mai multe ori nu ni le amintim? De cele mai multe ori? Deci, bine, așa este. În ultima perioadă sunt foarte multe transformări și cred că le simțim cu toții, de la nivel de fenomene atmosferice până la nivel de trăiri interioare foarte puternice și nejustificate. Palpitații din senin, are cineva? Toată lumea, vă spun eu. Senzația aia de, nu, de emoție puternică, ca și cum trebuie să fac ceva sau nu fac, nu? N-aveți? Super! Apar! Dureri de cap și toate cele astea sunt de la mișcările care se întâmplă, revin întrebare, dar mă întoarceți, că eu o iau. Astea sunt de la tot ceea ce se întâmplă ca și mișcări, cum spun geologii, au dat o denumire, nu mai știu, ia să vă documentați, că am intrat în era. Sunt multe explicații, dar o numesc ei era. Noi, în termeni spirituale, sufletești și comuni, îi spunem era vărsătorului. Ei spun o denumire specific. De ce? Nu ni le amintim? Pentru că nu suntem învățați să comunicăm cu sufletul. Nu avem continuitate de la starea de conștiință de veche, de viața de zi cu zi, da? De trezire, până la cea de somn. Nu suntem învățați, nu avem acest drum. Asta se face prin meditație, se poate. Se face doar prin meditație, prin introspecție și prin stăpânirea, da, anumitor aspecte emoționale. E un fel de protecție. Ne mai protejează și pe noi cineva, nu ne lasă chiar așa să ne aducem aminte tot. Dar cu timpul se poate aduce aminte. Eu recomand din toată inima regresiile, da? Hipnoza regresivă și așa mai departe, doar atunci când este absolut necesar. Un suflet primește
în conștientului, adică noi ca și oameni, eu, Iuliana, fiecare dintre noi primește acces la viețile anterioare doar atunci când este pregătit. Pentru că altfel se sperie. Omul se sperie. Nu avem. Primul pas pe care noi trebuie să-l facem mai departe este să ne familiarizăm măcar cu faptul că trăim în mai multe, că suntem mult mai mult de atât, dar să o trăim, să pot să experimentez trupul eteric, să pot să-mi experimentez trupul astral. Vă recomand și Scarla Demetrescu, cine nu l-a citit, ca să vedeți cum e cu Scarla Demetrescu, e genial, Ramta, cine a auzit, merită studiat. Mai departe, cine vrea filozofie mai profundă, nu pot să tac, Rudolf Steiner, da? Teosofie, tot, citiți tot, dar nu rămâneți acolo. Întotdeauna merg mai departe. Nu tragem concluzii. Da? Nu tragem. Știu că așa e, nu știm că ne schimbăm. Ce, noi suntem aia de acum o secundă? Păi sunt milioane de celule care s-au schimbat deja, gândurile care au venit, suntem alții. Continuu suntem alții, nu? Și tot ceea ce noi am spus aici, deja aparține trecutului. S-a dus. Gata, acum suntem proaspeți din nou. Putem să o luăm de la capăt, să facem exerciții, să facem meditație. Deci nu tragem concluzii, nu rămâneți. Citiți documentații, vă vedeți ce butoane apasă, pentru că toți avem dreptul din naștere la cunoaștere a ceea ce suntem cu adevărat. Toți. Faptul că unii ajung mai devreme și unii mai târziu, nu înseamnă că unii mai deștept, unii superior, da? Cu cât ajungi la cunoaștere profundă mai repede, cu atât îți dai seama cât ești de deștept. Eu am zis, mai bine nu citam, Doamne, m-am prostit de tot. De ce? Pentru că afli foarte multe lucruri și îți dai seama că gândirea noastră limitativă nu mă lasă să recunosc că nu am avut dreptate și că m-am păcălit. Sau că pot afla mai mult decât atât. Pentru că nu mi-e comod să știu mai profund. Comod îmi este să-mi trasez pătrățelul vieții, da? Și dacă îl depășesc sau pățesc ceva, să zic, pătrățelul celălalt e de vină. Gică e de vină. Nu, eu nu. Eu chiar sunt om cu frica lui Dumnezeu. Eu chiar sunt foarte bun. Eu nu contest. Dar nimeni nu e de vină. Nici măcar noi. Adică trebuie să ne schimbăm. Trebuie. Nu trebuie nimic. Ar fi indicat. Mai avem întrebări? Da, cele trei lucruri pe care le recomandai dimineața pe care să le facem. Trei? Da. Erau trei dimineața? Doar trei am zis? Da. S-au mulțit între timp. Ați spus că ce am zis acum 3 secunde? Nu! Primul lucru când mă trezesc, mi-aduc aminte că nu este obligatoriu și că am un ajutor extrem de mare și important, că m-am întors în trup. Într-un trup pe care îl găsesc întreg. Doamne ajută sănătos, dar ține și de noi să ținem sănătos, da? Deci primul lucru, mă bucur că m-am întors pe teren. Nu zic, aolea, iar am venit aici. Am făcut-o și eu. Aolea, nu mai suport oamenii ăștia. Nu mai pot. Dă-i, Doamne, iartă-mă, nu mai m-am săturat atâta prostie. Credeți-mă că am zilnic. Am făcut-o și eu. Da? Deci primul lucru pe care îl fac, indiferent. Pentru că nu am timp. Știți când devenim noi foarte... Când vin gândurile alea, că n-am făcut, că trebuie să fac, că aoleu, că toate cele. Primul lucru. Asta fac. Mă bucur că mă întorc și am răbdare cu mine. Mă simt. Pot să închid ochii și să fac exerciții de imaginație. Nu zice nimeni că sunt nebun. În lumea mea sunt stăpână. În mintea mea, da? Îmi imaginez. Închid ochii și efectiv ajung să văd cum viața parcă mi-ocupă fiecare celulă. Și zic, hopa, astăzi este o nouă zi. Astăzi am oportunitatea să... Ziceți, care e cel mai înalt ideal? Eu, personal, eu spun astăzi,
Este o nouă zi să mă apropii mai mult de esența mea divină. Care o fi aia? Doamne, arată-mi. Dar mă împinge să fiu mai prezent în viață. Pentru că nu prea știm să ne bucurăm de viață. Da? Deci, mulțumesc că m-am întors în corp, deschid fereastra, fac 2-3 respirații. Cine are obiceiul cu băutul cafeaua și așa mai departe, să amâne cât un pic, chiar dacă nu iese de tot. Sunt șmecheră, știu, pot, eu pot. Și primul lucru era la cafea și mi-am dat seama când apăsam cu pe buton. Și zic, n-ai cum, măcar amână cu 5 minute, ținu-ți un pic așa ce faci. Și sunt reale. Și așa facem, cum să zic, și în atitudinile cu oamenii, dacă observați cum tratăm, nu știu, familia, soțul, iubitul, colegul de serviciu, noi îl tratăm ca și cum dacă ne-a făcut ceva, deci omul ăla nu mai are nicio șansă în fața noastră să se schimbe. Pentru că noi am pus eticheta. Vrei să povestești tu? Da? Am pus eticheta. Am pus o etichetă, nu e neapărat judecat. Poate să fie o suferință pe care mi-a provocat-o. Știți? Și atunci să-mi fie teamă să mă mai apropii, să mă mai deschid. Dar dacă mie mi-este teamă și nu îmi prospătez, omul ăla nu mai are nicio șansă. Deci dacă nu putem să privim un om a doua zi, ca și cum nu chiar că s-a întâmplat nimic, că nu... Iisus a venit să ne învețe, dar n-am ajuns acolo. Dar se poate treptat. Cât am zis, doamne? 3. Am zis 3? 2? Am zis așa? Mă bucur, a? Urmează al doilea. Da. După care aprind ce aprind eu. Eu mi-aprind și o lumânărică mică. Mie îmi place să mi-aprind o lumânare acolo. Am eu un colț al meu și spun astăzi mă apropii și mai mult de lumina din mine. Ce înseamnă mă apropii de lumina din mine? Sunt dispusă să-mi văd întunericul. Nu arunc vina pe nimeni. Am bine. Vă dați seama că îmi vine și mie. Omuleu. Și zic, nu. Nu, nu, la loc comanda. Ce-ai declarat de dimineață? Da? Dar este un proces al fiecăruia cu noi înșine. Nu trebuie să spun în gura mare la serviciu, eu vreau să te iert dușman al meu, între ghilimele. Nu, el nu trebuie să știe. Că de-abia te așteaptă, că și el e în proces ca și tine. Nici el nu știe și de-aia face și. Că dacă ar ști, ar zice, auzi, decât să ne certăm, nu mai bine am fi să lucrăm împreună, să vedem ce naiba se întâmplă cu noi. Știți? Fiecare om face așa. Și sămânța. Care sămânță? Am scos mai devreme un gând, da? Deci cel mai înalt ideal, imaginați-vă că este o sămânță pe care o puneți într-un teren fertil. Terenul fertil este viața dumneavoastră. Puneți-vă semințe și udați-le. Nimeni din exterior nu vine la ușa noastră să ne zică vai ce minunat ești, pentru că nici el nu știe că e minunat. Și atunci nu poate să mă vadă pe mine minunată. Ba, dimpotrivă, dacă mai vin și râd când pe el îl doare burta, zice, ți-e arde de râs, eu mor aici și tu. Și zice, bine, eu vin să râd să te fac să te simți bine, pleacă de aici. Da? Asta se întâmplă. Sămânță. Adică acel gând, focusarea pe gând. La prânz, din 10 în 10 minute, atunci când mă doare cel mai tare, sau când mă enervez, sau când am o hotărâre de luat, ce mai fac? 5 minute pauză. Pauza asta este titlul de carte. Ce să faci cu viața ta? Ce e cel mai important în viața ta? Pauza. Și așa e. O pauză. Nu luați niciodată decizii dintr-o stare agitată. Pauză. Mă dau un pic un pas înapoi, nu neapărat fizic. Mă dau un pas înapoi și fac o pauză. Și gândește-te așa. Dacă eu iau decizia asta, eu cum aș simți dacă s-ar lua vis-a-vis de mine decizia asta? Și vă spun că ne dezarmăm. Pentru că toți avem acel element uman minunat în noi. Toți îl avem.
Doar că ne e frică să-l scoatem la suprafață. De ce? Pentru că așa au fost timpurile, acum ne transformăm. De ce? Raportat bine-rău, așa cum înțelegem noi ca oameni, să zic omenirea, din 100% procentaj, maxim procent, cam care credeți că e ponderea răului în raport cu binele? Există vreo... Teoretic. Dar așa, din perspectiva noastră, din viața noastră, cam ce am spune? Cât? 90%. Ce? Negativ. Ba da. Ba da. Dar 1%, știți cum e? Ca lumânarea în beci. Da? O lumânare face lumină într-o cameră destul de mare întunecată și un băs de chibric. De... Da? Da. Îl aprindem și gata. Întrebări mai avem? Timp mai avem? Timp mai avem. Și dacă a trecut mai am? Sper că ne contrazice cineva aici. Întrebări mai avem? Vreți să facem? Da. Eu am una. Tot vorbesc de sperieturi. Și cu sperieturi de astea. La mine, de curând acum, adică de jumătate de ori de timp, vorbesc de lor. Devenim curios. De ce... Ce sperie tu? De care? Ce-am zis? Tot vorbești de sperieturi, că ne speriem, ne frică, ne... Fii. În continuu. Fii. De frici. Am constatat că eu am dat în pătrățica mea, că s-o am cu frica de Dumnezeu. Nu, citam din ce spuneau, din ce auzeam. Alegi citatele cu frică și cu sperieturi și profeții, ce e cu sperietura asta? Ce înseamnă ție sperietura? Eu vorbesc de această sperietură, de frica, de acel pas. Și spun din ceea ce am observat, în ceea ce am lucrat eu cu oamenii, și da, este într-adevăr acolo, este acea teamă de a face pasul către a renunța la ceea ce știu eu despre mine. Mi-este frică că fără ceea ce eu știu despre mine în momentul ăsta, aș rămâne fără scop, fără identitate. Face sens? Acolo, de aici. Deci această frică de care eu spun este acea teamă de a mă transforma, de a permite transformării să iasă din mine. Este pragul cel mai important pe care îl avem de trecut. Unii sunt mai puțin toleranți, unii mult mai toleranți. Adică acest prag poate apărea mult mai târziu sau foarte devreme. Depinde de toleranța ca la durere. La asta mă refer. Teama aia de a nu... De fapt, nici nu este o teamă, e o rezistență mai mult decât o teamă. De a face pasul. De a fi așa cum vreau eu înăuntru meu să fiu. O frică de ieșit din picioare, de fapt. De ce? De a accepta, de a ieși din tipare, de a fi noi înșine. De necunoscut, de moarte, mai ales oamenii care se îmbolnăvesc, că toți suntem la un festival, la un târg de sănătate, ca și teamă. Sunt foarte speriați. Și sperietura aia nu-i permite pătrățelului. Și dacă mergem la nivel de interconectare, ne afectează pe toți. Eu vă împărtășesc, am un grup de lucru cu oameni foarte dragi sufletului meu, de cât timp lucram? 4? 5. Care 6 jojo? Dumnezeule, da. Și am reușit să vedem în timp, să urmărim ce se întâmplă dacă cineva din grup are un anumit proces. Și ei s-au urmărit între ei, da? Vrea cineva să împărtășească, dacă vreți? Ce se întâmplă? Deci dacă cineva, unul dintre ei, să zic, avea o problemă, o provocare foarte mare, ceilalți începeau pe grup. Te-am visat că nu știu ce făceai. Sau m-am gândit la tine, mi-a apărut în cap. Uite, eu am pățit asta. Și dacă stai și ai timp să le coroborezi între ele, să faci legătura,
atunci imediat se vede cum o acțiune, un gând, o emoție, o acțiune a unuia dintre ei, efectiv, se împrăștie în tot grupul. E adevărat, sub situații diferite și oameni diferiți și vă vorbesc ca esență, apropo de interconexiunea dintre noi. Am un secret, mai spun unii. Și zic, ok, dar să nu spui la nimeni, stai liniștit că știe tot Universul. Și o să vedeți când vă vin gânduri. Pentru că evoluăm, nu? Avem telepatia, funcționează, doar că nu suntem conștienți. Suntem toți parapsihologi, dar încă nu știm că am făcut studiile astea. Acolo, în viața dintre vieți. La asta mă refeream, la sperietură. Și asta se întâmplă în somn. Apropo de ce m-a întrebat și doamna. Pentru că noi acolo, când dormim, este... Așa, vă mai recomand un exercițiu seara. Deci după asta cu apusul, da? Dar vă aduceți aminte. După apus, n-am voie să mă supăr. Bă, dar n-am voie, ia să văd ce se întâmplă. Bine, hai să formulăm altfel, help. După apus... Ne bucurăm. Ne bucurăm mai mult. Nu știu, face ceva mai mult. După apus suntem copii. Suntem copii. Oh, ce frumos. După apus ne permitem să fim copii, să fim noi înșine. E mai bine așa, nu? Minunat. Da. Exercițiul de seară este un exercițiu foarte bun, dar vă recomand să-l faceți doar în momentul în care sunteți deciși să vă stăpâniți gândurile. Bună? Pe bune? Cine te-a primit, știți cum e? Ați văzut filmele cu vrăjitare? Trimite o musculiță. Retrospectiva zilei, dar din momentul în care m-am pus în cap. Am întâlnit această practică în ce am studiat, o practic și e super ok. M-am pus în pat și încep retrospectiva din momentul în care m-am așezat în pat, înapoi, până când m-am trezit. Vă doresc pat. E provocatoare, dar este minunat. Pentru formarea noastră interioară și pentru pregătirea noastră în călătoriile pe care le avem atât în timpul somnului, cât și cele ce vor urma. Da? Și pentru conștientizare, pentru conștientizezi ce ai emis și ce ai... Și pentru conștientizare, pentru că realizezi. La un moment dat este posibil să îți dai seama că ai făcut ceva și începe inima să bată sau nu îți place de tine la ce ai făcut, dar ai făcut tu ceva acolo. Te oprești asupra ei, o vezi, eventual o notezi, te duci până la dimineața și pe urmă ți-o notezi. Dimineața fiți foarte atenți la gânduri. Eu mi-am notat. Eu sfătuiesc să vă notați primul gând care vă vine. Dar nu-l citiți în fiecare zi. Notați-l acolo o lună de zile și pe urmă citiți. Deci suntem fascinați. Suntem niște autosabotori perfecți. Suntem fascinați. Maestri în a ne autodistruge. Câteodată. Așa, lumina la ce ați spus acum, am curiozitate. Unde considerați că s-ar opri funcționalitatea teoriei sau informațiilor spirituale versus cunoașterea reală sau cea mai profundă? Că am observat la mine, mult de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, foarte mult, cum, deși am studiat sau cum să zic, am căutat în sute de direcții, m-am stat pe moment, dar la un moment dat rămâneam blocat acolo și devenea doar o nouă. Rămâneai blocat sau se impunea acea perioadă în care eu trebuie să mai și integrez ce citesc? Adică deveneam mai mult agățat de ce am înțeles decât de până în practică. Da, pentru că... Observ mult asta și la mine și la altceva. Da, este. La un moment dat cunoaștem și citim, avem senzația că înțelegem și chiar înțelegem că ne merg creierașele, dar când pui în practică, ai senzația că nu poți.
De ce? Nu tot ceea ce citim corespunde cu metoda sufletului tău. Pentru că știi ce se întâmplă fiecare de aici? Evoluăm sau vrem să ne întoarcem în sursă sau să ne ducem în cunoaștere prin metoda specifică fiecăruia. Câți oameni suntem pe planetă, atâta metode terapeutice sunt. De suflet vorbesc. Nu seamănă una cu alta. Nu se poate, n-ai cum. Până unde merge, până când spui stop. Și te apuci de contemplare în momentul ăla. Bine, acum să nu-ți imaginezi pe zi să stai 10 ore în grădină. Acolo, că nu. Dar contempli. În cele mai împlinitoare momente, după ceva timp, după învățarea unei noi căi sau unei noi informații, erau momente în care, din total alt motiv, eram autentic sau foarte aliniat sau foarte în prezent. Și îmi dădeam seama că nu a fost niciun fel din cauza urmării unor 10 pași sau 3 pași sau 5 pași, ci era doar că eram super sincer și autentic și din autenticitatea înțelegeam apoi noua învățătură. Bravo. Invers. Aici am să ajung. Păi eu ce spuneam mai devreme, cu cât citești mai mult, cu atât te prostești mai tare la un moment dat, știi? Cred că mulți. De ce? Știi mult mai multe decât avem nevoie. Da. Avem nevoie de noțiuni, avem nevoie de lucruri, nu rămânem în ele. Asta încerc să tot spun. Nu rămânem în ele și atunci căutăm propria noastră cale de experimentare. Experimentez. Nu toate funcționează. Doamne, pe la câte cărți citim, vă dați seama să facem atâtea tehnici. Știți când, știi până unde merge, până unde este pragul ăla? Până la abandon. Ori obosești, ori zici, eu de aici înainte merg pe ce simt. Dar nu ca orgoliu, ca trăire. O simți aici, se deschide ceva, arde ceva. Și în momentul ăla, ca Buddha. Și-a făcut de toate. Ce-a făcut Buddha? Și-a dat și cu biciul de cal. A testat toate cele la care avea el acces atunci. Când s-a iluminat? Când s-a măposit? Bam! Gata. Eu nu mai. Stop. Și atunci s-a produs minunea. Vă doresc să fiți cât mai mult autentici și să aveți încredere în propriile voastre revelații. Pentru că ce trăiești cu mintea, cu inima, cu trupul tău, nimeni nu poate să te contrazică. Suntem... A apus soarele? Unde? Că s-a pitit după mult și ce-a făcut? Sunteți brașovean? Da. Bine. Atunci vă rog să vă bucurați și să vă dați voie, măcar în seara asta, să fiți așa cum vreți voi să fiți.